Nemulțumiți de prestația primarului din Simeria, reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor din județul Hunedoara sesizează organelor abilitate orice posibilă abatere de la litera legii. După sesizarea trimisă la ANI cu privire la o posibilă stare de incompatibilitate, primarul s-a ales cu o nouă reclamație, de data aceasta la prefectură, privind modul în care a fost adoptat bugetul pe 2023. Proiectul de hotărâre asumat contrar legii de viceprimar și nu de primar. Hunedoara 1 semnala încă de luna trecută faptul că primarul orașului Simeria, Iulius Bedea, nu și-a asumat bugetul pentru anul în curs, inițiatorul proiectului de hotărâre fiind viceprimarul orașului, situație recunoscută chiar de primar în timpul ședinței Consiliului Local. Înainte de amendamente, vreau să spun doar câteva chestiuni și noi, ca inițiatorii acestui buget... Aveți cuvântul, domnul primar, mulțumesc că m-ați întrebat, vă rog. O să avem un amendament legat de ceva, o să venim când o să vă spunem acest amendament. Vreau doar să vă spun, poftim? Nu, suntem inițiatori, dar... Păi inițiator este domnul viceprimar. Reprezentanții AUR au sesizat prefectura Hunedoara solicitând luarea măsurilor necesare pentru intrarea în legalitate. Bugetul se face la propunerea primarului, iar la articolul 155, alineatul 2, litera C și alineatul 4, litera A și B, ordonanța OUG 57 pe 2019 spune foarte clar că primarul exercită funcția de ordonator principal de credite și întocmește proiectul bugetului unității administrativ-teritoriale și îl supune spre aprobare Consiliul Local. Iar la Simeria nu s-a întâmplat acest lucru? Da, din... Răspunsul la adresa noastră, primăria Simeria ne-a transmis pontajul lunar pentru luna ianuarie și în data de 3 domnul primar apare ca fiind la serviciu. Reprezentanții AUR susțin că monitorizează activitatea primarului din Simeria pentru că nu au consilieri care să-și susțină punctul de vedere. În ceea ce privește sesizarea către prefectură, secretarul executiv al AUR Hunedoara mai declară că încă nu a intrat în posesia numărului de înregistrare al documentului.